ședința ordinară de astăzi, conform dispoziției domnului primar 107 din 24.05.2023, constat că sunteți prezenți toți și aș vrea să vă prezint ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 27.04.2023 și a procesului verbal a ședințelor de îndată telefonice din 9.05 și respectiv 12.05.2023. Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate de domnul primar și la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe luna aprilie 2023. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Scorțeni cu județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de protecție tip rezidențial a persoanelor cu handicap instituționalizate. La 3, proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Scorțeni, județul Bacău. 4, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 2500 de lei pentru domnul Vărbărici Alexandru Gabriel, care a suportat ajutor la înmormântarea de muncului Borto și Ionel, cu ultimul domiciliu în sat Grigoreni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. 5, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stoica Maria din satul Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău. Și la ultimul punct, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. Dau, domnul președinte, vă rog să o spuneți la vot ordinea de zi prezentată. Înainte de a spune la vot ordinea de zi, vreau să vă anunț că domnul Franț și doamna Faraon au analizat de acord cu și sunt de acord cu toate proiectele care sunt pe ordinea de zi. Trecem la vot pentru ordinea de zi. Care este pentru? Toți sunt pentru. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2023 și a procesului verbal al ședințelor din dată telefonic, din data de 9.05, respectiv 12.05.2023. Dacă sunt... Cine este telefon? Discuții sau ceva? Discuții. Nu, sunt. Care, care... Cine este de acord? Articolul... Numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni de luna aprilie 2023. Știți despre ce vorba, că este procedurul simplu. Da. Cine este de acord? Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind asocierea UAT Comuna Scorțeni cu județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap instituționalizate. Știți despre ce vorba când fiecare an se aprobă, este o procedură simplă care trebuie să o acordăm. Da. Care este pentru? Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Comunei Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții sau întrebări? Vă amestecați despre ce este vorba. Cine este pierdut? Este același teren pe care... Da, măi, da. Păi, pislați cu sus acolo, e vorba de drumul care se duce la, la rezervorul de apă vechi, știți? Și trebuie că pe acolo traversează și trebuie inclus în domeniul public, ca să poată să se pică. Au fost, dar o cerut completări. Au venit comisii de la Bacău, de la Cap. Dar unde anume este domnul primar terenul? Tocmai sus, măi. Drumul care îți duce la rezervor, care e la stadion. Pe acolo trece. Și ăla trebuie inclus în domeniul public. Și intabularea până unde s-a realizat? Până la rezervor sau? Nu, toată suprafața. Cine este pentru? Aprobăm. Cine este pentru? Da. Articolul 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru domnul Varvarici Alexandru Gabriel, domiciliat în sat Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău, reprezentând ajutor pentru mormântarea defunctului Portoș Ionel, cu fost domiciliu în sat Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău. O suportat cheltuielile de mormântare și cum am mai procedat și în alte cazuri mai... Eu zic că... Dar eu cunosc personal situația. Da. Dramatic de altfel. Da. Da. Vreau să vă spun că la dosarul acesta n-a fost declarația solicitantului și am trimis pe notar să dea o declarație pe propria răspundere că el a suportat pentru că noi dumneavoastră aprobați, dar când vine curtea de conturi știți cum este. Da. Și l-am trimis și a făcut pe declarație notarială. Să știți că este în regulă. Cine este pentru? Am celălalt de cereri, tot 2500 am aprobat, la toată lumea, ca să nu existe... Nu, au fost și 3000, dar ne limităm la ce avem acum. Ok, da, am mai să... E în funcție și de chitanțele care îi fac. Da, și ce eu repun, da. Cine este pentru la... Cine este pentru? Băi, nu am copere, s-au spus de la oameni. Da. Da. Da, următor articol, articolul 6, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stoica Maria din satul Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții... Aici aș vrea să o pasez un pic, când știi și doamna Vici, poate știi și doamnele, așa cunoaște situația, doamna este la un azil, are un venit, dar nu se încadrează pentru a putea supraviețui și pentru a face toate alegerile medicale. Și mai doar un împrumut, adică un împrumut, doar acum, deci nu o ținem noi la zi, dar pentru a putea fi instituționalizată definitiv și cu toate analizele, s-a solicitat suma care este trecută în proiect. Dacă nu văd nicio sumă. Este 2500 de aprobare, dar spuneți-vă rog, s-au făcut, a venit la asistența socială sau din de această propunere. Nu, de la dânsa personală, oamenii. Este o cerere, nu va pus-o să o doamna, de unde este? De aici, de la noi, da. O avut de cazul ea cu vreo 7-8 ani, eu așa, casa, adică știm situația. Ea nu poate merge, nu se poate deplasa, am dus-o cu mașina primăriei la un doctor și acum de asta nu-i ajung banii. Este pensionară? Da, are vreo asta, vreau să spun eu acum, are în jur de 500 de ani, 1500. 1500 de lei. Dar copiii, părinți? Nu are nimic. Nimic. Am înțeles. Este din Grigoreni. Casa o vândut-o sau o dat-o? Nu știu. Nu știu detalii. Deci știu casa nu. Am înțeles că o dat-o. Da. Știu că nu cu contract din... Cui o dat-o? Ceva din... Nu-i pe spate din spățenie, exact. Dar vreau să zici că la 2500 de lei și a ajutat-o. Nu, ci cui o dat-o? Să mai informa Marioana. Domnul Lăzărescu. Domnul Lăzărescu, da? Am înțeles. Aici este o problemă, deci ea acum umblă pentru doctor ca să-și poată de handicap, chiar nu se poate deplasa, absolut deloc. Ea e paralizată de picioare. Doamna Vici, da. Aici așa scrie că, de exemplu, s-a deplasat de la Bacău, nu? Da. Pentru a se facă o pensie, nu? Să o ajute, nu? Așa zice, la fața constatată, propune și noi s-o acordat. Asistență de la Bacău. Da, nu știu ce să vă zic, asta dacă e de la Bacău, nu. Păi și cum noi zicem dacă... Nu cunosc, nu cunosc că... Dacă specialiștii au venit și au zis că nu, noi zicem da? Nu vă spun, se cadrează într-un cap păi, de grade. Păi da, și acum ea face dosarul pentru ca să... Păi și scrie, destul de clar. E alpinelul aici. Da, ideea este că ar trebui să fim umani pe ele. Exact, alea. Exact. Și încă o singură lună. După aia ce rezolvă ea și ce nu rezolvă, trebuie ajutată. Da. Fel de fel de lucruri. Da. Nu, eu sunt de acord. Nu. Ca să dau. O cunosc pe doamna de când era bucătăreasă la liceu pedagogic, că e uman să o ajutăm. Dar este un semnal de alarmă pentru bătrânii din sat, care exact cum spun eu, m-am vândut. Și să trag un semnal de alarmă și pentru cititori. Pune clauză. Asta este. Da. Mi se pare chiar... Poftim? Da. Domnul precedent ca să revină și alții pentru ajutoare de... Dar tu, ca om, din punct de vedere moral, cum poți să te bucuri de bunurile omului? Bine. Cum să mă bucur eu de cine-a mea? Dar n-ai mai auzit sau? Dar nu, eu cunosc și... N-ai mai auzit așa? Cunosc care au pierdut tot. Copiii lor. Au pierdut tot.
Dacă ne trezim, ne permitem să acordăm un regulament privind strict aprobarea acestor cum să acordăm acest proiect de hotărâre, dar în general la toate. La aceste ajutoare. Da, la aceste ajutoare. Să știți că toate instituțiile au regulamente privind acordarea ajutoarelor. Ideea e că în următorul, dacă facem un regulament și se încadrează anumite persoane, vor veni și vor depune cereri. Să știți că mai mult instituțiile, unele UAT-uri, au aprobat doar pentru cei de la BMG, 416, care nu au niciun venit. Știți că familii care... Eu propun ca de fiecare dată Consiliul Local să pronunțe asupra cazurilor, pentru că riscăm să scoatem bani din buget și... Da, s-au făcut o comisie în care să fie măcar unul dintre noi. Deci nu se ducă numai 2-3 care sunt din primărie și cu la regulamentele astea. Trebuie să vedem și noi. Dacă cum poate de mine, aportați 10 ani, s-au dus 25.000 de lei, că Consiliul Local poate dispune în sensul ăsta. Da. Da, deci... Sunt discuții. Trebuie de analizat. Care este pentru? O numărăm? 2, 4. În afară și toți. În afară toți. În banii s-ar țin. Sau? Va abține, da? Da, pare zine. Și eu. Trebuie să aibă cine va să ia să intre, dacă nu poate să meargă, nu poate... Eu am dus-o personal cu mașina, am luat de domnul Zimar și am pus-o la Românești. Deci, nu se poate face nu se poate face Trecem la articolul numărul 7, vă rog. Întrebări, interpelări, informații ale primarului și consilierului local, care se înscrie la cuvânt, domnul Cică. Ordu. Toată lumea se înscrie. Vedem ce se va întâmpla. Mai? Atâta, da? Domnul Cică. Am ajuns un pic mai târziu, aș vrea să vă spun că sunt de acord cu celelalte proiecte până să ajung eu. Acum aș vrea să revin un pic asupra primului articol, aprobarea procesului verbal, în care în ședința respectivă am aprobat inclusiv sumele respective cu număr de mașini, cu mașinile pentru programul RABA local, care eu din momentul respectiv am zis că sunt deja depuse 100 de primării sunt depuse, au depus deja actele în momentul când noi am venit cu solicitarea cu proiectul respectiv și mare majoritate dintre dumneavoastră a zis că nu are cum. Să încercăm să-l ascultăm. Mare majoritate dintre dumneavoastră nu vor să mă las să vorbesc, că e mai bine așa, știu, că poate spun ceva aici. Nu vă victimizați, domnule. Nu mă victimizați. Dacă vreți să vă reamintez, chiar dumneavoastră a spus în tura trecută că nu are cum să fie înscris 100 de primării. Spuneți, domn primar, care este finalizarea acelui proiect? Dacă ne-am putut înscrie sau dacă au mai fost bani, noi în momentul respectiv, când s-a făcut proiectul, când s-a votat proiectul. Păi ar trebui chemată fata de pe compartiment, care se ocupă și care mi-a explicat. Da, eu v-am zis de atunci, dacă nu ne grăbim, nu mai sunt bani. Păi nu era vorba de deci s-au epuizat fondurile, ce știu, doar atât că am întrebat, s-au epuizat fondurile în aceeași zi. Primar, 515 UAT-uri din toată România. Acum, dar să mai deschid alte linii, din ce am înțeles. Da. O să mai deschide, probabil o să mai deschide. Eu acum vă pun o altă întrebare. Noi, de ce am făcut în data de, nu știu, în martie, în aprilie, când am făcut noi acel proiect, dacă doamna Diana avea făcut hârtia respectivă care era dată către domnul secretar din noiembrie? Da? Dacă vă uitați pe proiectul de hotărâre, că nimeni n-ați observat, ceea ce a făcut doamna Diana, înaintarea pentru a face acel proiect, a fost din noiembrie făcut. Uitați-vă bine. În luna lui noiembrie știu că eu i-am spus să ocupi de treaba asta. Ce am mai făcut cu secretarul? Deci eu am dat sarcini din noiembrie, că eu am aflat primul și să puteți întreba, să verificați, că eu am spus, dar restul... Când m-a sunat domnul Bebi cu vreo 3 zile înainte, vă poate confirma, că și el era interesat de acest obiect și am dat-o pe repede înainte și a intrat peste ordinea de zi, cu o zi înainte, pentru că hai să
Ibi. Noroc a fost consilier, domnul Cernan, că altfel nu era înainte, nu? Da, și noi nu interpretăm acum, că eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Dacă vreți să interpretăm, înțăpăr, nu-i bine, domnul. Nu, am auzit înainte, știam, bă, nu-ți dă banii de aici. Erau bani, doar, era ceva normal, de stat, care e problema acolo? Eu v-am zis în momentul respectiv că deja 100 de primării sunt înscrise... Poate le trebuie al secretar. Poate au deja finanțare... Ai dreptate aici. S-ar văzut foarte clar. Sunt de acord și eu. Facem facem acte, tot felul de hârtii, dar le facem foarte târziu și ăsta e doar un exemplu, că nu e ăsta primul sau ultimul lucru. Haideți, vă rog să-l ascultăm pe domnul Cintă. Vă rog din suflet. Dar cu cine vorbiți? Cu domnul Cintă. Nu, acum să știu. Să nu te mai bani. Dar la momentul... Când ați venit proiectul de hotărâre, deja se știa că fondurile sunt epuizate. Nu se știa nimic. Nu se știa nimic. Se știa. Bun, să înțelegeți că suntem în scris și program, dar nu suntem din ce m-am informat, că am întrebat procedura ar fi în felul următor. Dacă greșesc, mă puteți completa, care știți mai bine. Nu-i nicio problemă. IP mediu, finanțarea. Se redeschide sume de sunt. S-au epuizat exact cum au făcut și cu panourile solare, în 3-5 minute. 5 minute? Cum sunt carte? Deci, fiecare, deci vă spun, deci se deschide un cont la primărie, dar fiecare om interesat, el încarcă din platformă. Din ce m-am informat. Dacă am greșit, mă puteți. O zi înainte să uitam, dacă te uitai undeva acolo, să vedeai exact câți bani mai sunt exact. Are dreptate. Știi care mai era problema? Nu problema. Rezolvarea. Pentru că nici dumneavoastră nu veniți cu informare către, nici către Consiliu, nici către restul comunității. Înscrierea trebuia să fie făcută, de exemplu, domnul Beri vrea să dea mașina, nu? Să înscria el singur pe persoană fizică acolo și în urma hotărârii Consiliului îl găsea eligibil. Adică nu trebuia să aștepte hotărârea. Dar vedeți, din noiembrie până în martie sau aprilie... Dar aveți că... Aici te contrazic. Vezi că legea inițială era sub o formă și o modificată. Pentru că trebuia inițial... Era barabar, adică jumate primăria, jumate mediu. Și acum doar 600 de lei sunt poate primăria. Dar s-o modifica, de aia nu s-o putut aplica. Deci eu ca persoană fizică, dar nu s-a știut. Deci nu s-a știut. Dar nici eu n-am știut. De ce nu s-a știut? Păi de aici nu pleacă nimic ce mi trebuie. Domnule, sunt primării care au secretari, știți, care își fac treaba și tot o merg. La noi nu merge din cauza asta. De exemplu, domnul Bebe, dacă știa, cu o lună sau două înainte, se scria cu platforma de la mediu, cu persoană fizică, cu o parte, cu tot ce trebuia, și apoi când ieșea proiectul de hotărâri, exact. Era eligibil. Că a prins o persoană de la noi, din aia 50, era, da. Dar era înscris deja, pentru că ei... Aveam o șansă, exact. Să obțin. Dar da. Trebuia să te înscrii ca și persoană de ceea ce nu s-a știut. Da. Deci nu te contest. Platforma de la mediu se deschide pentru toate primăriile la aceeași oră. Nu poți să te înscrii tu pe platformă cu două luni în acest timp. Am venit la un moment dat cu o solicitare către dumneavoastră pentru un aspirator la școală și n-a fost de acord nimeni. Nu am fost de acord. Nu, n-a fost de acord. Cine nu a fost de acord? Nimeni. Că e praf, că nu știu ce, că să nu alerge copiii, că nu știu cum. Am văzut că în momentele, aproximativ în data respectivă, ați cumpărat totuși un aspirator pe achiziții publice. Era de vreo 4 luni, dar cred că nu primărit. Aici fugiți mult, nu? Nu, fugiți. De ce ies praf? Păi nu, vă trebuie. Nu fie acid.
Nu sunt tacit, că îți vorbesc frumos, nu ți-i dau stau. Nu sunt tacit. Dar care era la ce spun românii? Care era nevoia la primărie să luăm un aspirator? Este mochetul prin jos? Băi băieți. Este instituție publică, s-a făcut un referat din către doamna Vicea să vă confirmi, doamna s-a făcut un referatul? Da, mai demult. Da? Este făcut referat că nu se achiziționează că vrea primarul, că trebuie. Și dacă face de pe compartiment un referat cineva, eu l-am aprobat, l-a achiziționat. Pur și la obiect, nu primarul, cumpără după urechile lui. La școală cine costă să dăm aspirator? Ce te costă pentru școala? Am văzut că ați dat 38 de lei. Poftim? Am văzut că ați dat 338 de lei pe el. Nu, scuzați. 344. Când o să fie o rectificare de buget, oricum trebuie să ne mai dăm niște bani și pentru prima de instalare a doamnei profesoare, da? Când nu s-o distruca cu banii, o să-i dăm și pentru asta, dar nu vă rectificarea de buget. O grămadă de bani înseamnă că... Nu-i mare acusare. ...o parte de bani și noi nu i-am dat nici jumătate din după cerul școală. Dar și mie, eu cât am cerul la consiliu, ce aș cum vreodată? Care nu mai avem, de aici, dintre consilieri, sunt, nici nu știu, cine mai este, care are copilul, domnul Adi. Vedeți, nu mai aveți nimeni. Dacă nu mai aveți copil ăsta, asta nu înseamnă ce vă-ți interesat. Poate unii au și le știți, poate copil. Așa școală trebuie să aibă o leacă mare bugetul, e școală. Cerut prin primărie, prin primărie. Dar trebuie să aibă o mătură din aspirator, de hârtie, ce nu trebuie să aibă ceva. Are consumabil. Tot în... Băi, în spital mă duc, la școală mă duc cu pastile, în spital mă duc cu serici cu pastile, la școală mă duc... Tot în perioada respectivă s-a achiziționat o box. Tot așa, prin achiziții de aici. Da, dar vă întrebați-o pe doamna, că vă explică doamna pentru ce trebuie. Eu am făcut referat pentru... Pentru nunți. Pentru încheierea căsătorilor. Trebuie, tot aduceam de acasă și nu era... Este necesar. Adică e doar pentru starea civilă. Nu se dă discuție. Mai mult pentru tine. Am întrebat. Da, aici doar am întrebat. Așa și am aprobat noi la un moment dat cu delegarea gestiunii iluminatului public. Da. S-a făcut un contract de 135.000 de lei pe 91. Așa. Ce reprezintă contract? Ce face firma aia pentru chestia asta? Nu, eu nu înțeleg personal. Deci după recepția finală, da. A lucrării, ați văzut că s-au schimbat lămpi, alea 400 de lămpi, era necesar pentru obținerea finanțării în fiecare gestiune. Da? Să înțelegem, cum înțelegem. Suma este prezumtivă. Dar noi avem garanții la lucrare, dar delegarea gestiunii se face conform legii. Verifica și dumneavoastră, dacă nu mă credeți pe mine. Delegarea gestiunii, ei ce fac de banii ăștia? Păi dar nu fac nimic, poate s-o trec o sumă prezumtivă, poate nu li dă nimic. Dar asta am cerut tot, măi, n-am fost o de importă. Știți care-i treaba? Suma asta... Trebuie întrebați la achiziție, întrebați băiatul la achiziție și până nu ești terminați. Suma asta prezuntivă, cum ziceți dumneavoastră, de 135.000 de lei, mie mi-apare, da, către direct grup, așa, firma respectivă, ca să nu spun tot, achitat. Adică, mie mi-apare ca și cum e contractul, nu e că când coborâți, sau... Când coborâți, dacă nu se clarifică la ședința viitoare, mă despre o mâniță de la achiziții. Mine când mă trimite să văd și să întreb... Păi, dar nu, dar pentru asta, pentru asta, vii toată ziua pe la mine, dar vii, stăm de vorbă, dar nu trebuie. Ăla am aici, ce sunt de pe? Trebuie să-ți explice. Fiecare compartiment, dar vreți că-s Napoleon să le știu pe toate, fiecare virgulă și punct. Dacă ai înțeles. Da, domnule. Ce am știut, ce am explicat? Altă problemă de discuții. Aveți vreun Hyundai care ați blocat de ieșirea la primărie cineva de la noi, de aici? Com? Da. Por băieții, că îi por să iese pe bolul și... Să mai aștepte, că imediat e gata. Da. Domnul Ondu, aveți cuvântul. Mergeți și eliberați, nu lăsați. Ai putere, că eu nu se rog. Stau cu el în drum aici și mai întrebă de mine. Că au fost piterie. Și eu să vă salut pe toți și vreau să demontez un mit care începe ușor, ușor, în urma începerii prea de gravă a campaniei electorale. Vreau să se știe, toți cei care ne urmăresc, tineretul și ăsta, că toate materialele de pe terenul de fotbal, de la Florești, au fost plătite de către primăria Sforțeni, în urma aprobării consilierilor locali, începând de la țeavă de doi țoli, plase de Buzău, vopseluri și firma care a venit și a lucrat. A apărut în urechile tineretului, ușor, ușor încep să asta că sunt achiziționate de consilieri, donate și toate astea.
Și la acel teren de fotbal a lucrat, în primul rând, ajutorul social, tineretul care din sat și cine a mai lucrat acolo, nu mai contează. Nu, două secunde. Deci nu vreau ca ușor, ușor să ajungem în ochii prin minciuni, în ochii alegătorilor prin minciuni și asta. Este adevărat, domnul primar, am mințit cu ceva în chestia asta? Nu, factorii în care... Deci tot, totul s-a plătit de primăria Scorțeni în urma aprobării consilierului local a celor sume. Mi-a spus o întrebare să vă răspund. Da, inițial s-a început o lucrare. Au participat băieții din sat. Nu s-au, au fost disensiuni, că nu s-au înțeles, că nu a ieșit bine, că nu. S-au corectat cu o firmă, pentru că nu puteam să lăsăm materialele să ruginească. S-au vopsit cu ajutorul social, s-a turnat beton la stâlp cu ajutorul social și o mai supraveghea 1, 2, 3 consilieri care au fost pe acolo. Și mai menționez ceva, din ce știu, nu mai știu acum, dar știu că plasele care erau inițial, aici pot să confirm, nu știu dacă mai sunt, donate de domnul Bieța. Acum nu mai știu. Care plasele? Plasele de poți. Mai sunt? Da, da, sunt. Da? Deci, da, dacă suntem corecți, trebuie să fim corecți. Aici completez, da, că el le-a donat. Din și ce la, știu. Și pe terenul mare și la școală, la, așa, la sectă. Deci trebuie punctat, adică eu vreau să fiu corect, nu am nicio... Dar trebuie să, de acum, să băgăm în urechile tineretului pentru două, trei voturi care vor fi, începe campania, ușor, ușor. Niște aberații și minciuni. Suntem corecți ce s-a făcut de primărie și de... Da, la aprobarea, la propunerea noastră, la aprobarea consilierului local, sumele au fost date de primăria Scorțeni. Poate Scorțeni. Dacă trebuie să facem campanii, pot să zic și eu atunci. Când au fost, când s-a lucrat acolo prima dată băieți, am venit, le-am adus sub berii, tot ce i-a trebuit. Deci, da. Ca și, ideea este ca și consilier local care suntem pe zonă, noi ne-am implicat. Tu te-ai implicat prin muncă, că ai venit, ai stat tot din treaba acolo. Online a apărut chestie că organizația PSD ține în loc dezvoltarea comunității. Nu știu dacă este organizația PSD, că peste tot sunt toate organizațiile la nivel înalt. Terenul e un teren public. Bun, dar hai să lăsăm provocarea. Dar nu știu de înțăpărea și de către toate persoanele. Să trece, explic eu. Să trece mai departe. Domnul Rondu, mai aveți? Nu, atât, mulțumesc. Domnul Cernat, aveți cuvântul. Domnule, țin să mulțumesc pentru... Am reușit și am curățat un pic din șanțele mea, în zona mea acolo. Dar mai trebuie un pic lucrat acolo, pe partea de la vată. Trebuie finisat. Și trebuie finisat. Taluzat, finisat. Asta o să o facem. Și vreau să vă spun, am vorbit și cu doamna Dicie. Buldo lucrează, dar lucrează bruto. Dacă vrem să lucrăm bine, o să adunăm toți băieții buni de la ajutorul social, dar buni de muncă, cu lopeți, hârleții, lângă mașinuța sau buldo și punem în cupe și îndepărtăm, taluzat și curățat în toate podețele. Și plus la domnul Zanfirescu acolo, când achiziționez tubul, la domnul Zanfirescu, îl dau ca locație, că e drum public, nu e a lui. Nu e a lui. Nu e a lui. E strada Biruinții. Acolo o să punem un tub ca să aibă continuitate apa. Să nu se blocheze. Da. Și asta eu personal săptămâna viitoare o să vorbesc cu doamna Vici ca să-i aduc aminte sau poate nu mai trebuie să-i aduc aminte și doamna vorbește cu băieță și facem, le facem, le predăm la fiecare cetățean exact cum trebuie să arăt un șanț și după aia poți să aplici regulamentul. Că poate șanțele astea sunt formatate de... Deci este un regulament care a aprobat tot de Consiliul Local, dar nu, nimeni nu vrea să ajungă și nici eu și nici dumneavoastră cumva să transmiți negativ omului o chestie prin sancțiuni. Prima oară. Prima oară îi facem noi, îl înștiințăm că avem câți și oameni bătrâni acolo, sunt și case nelocuite, îi facem noi, îi predăm, a luat la cunoștință doamna un proces verbal de predare primit cum ar veni, a lucrării, că este corect, conform normativilor, și după aia
unde este posibilitatea și nu se vrea, se poate și ajunge. Am o rugăminte la dumneavoastră, ca doamna Vici, să intrăm orac în ajutorul social, să-și facă treaba, că sunt care nu și-o fac. Na, sunt care au stat, am înțeles, și 2 ani de zile pe ajutorul social și au stat cam așa. Nu știu care-i treaba. Cine i-a bagat, cum i-a bagat. Și s-aude discuții că mai fac treabă și pe alții pe acasă. Am auzit și eu de asta, da? Trebuie să face ceva, să nu se mai întâmple așa. Dar poate omul e plătit separat. Da. E, dacă se ia acasă, nu știu ce face, dar domnul nu scoatem de aici. Na, acum... Da, a semnat domnul Cernat. Sau mai aveți? Eu m-am oprit. Mulțumesc frumos. Domnul Palcă. Mulțumesc. Am avut 3 proiecte depuse la domnul secretar. Văd că niciunul nu s-a regăsit pe ordinea de zi. Am înțeles că vor fi discutate la articolul 7, dacă puteți să-mi explicați motivul pentru care niciunul din cele 3, unul. Eu, din ce am văzut cu secretarul, vă spun eu, când am depus și am și spus domnului secretar, vă rog să nu se aștepte praful pe fiere, să le depuneți în momentul în care îi voi ieși din Consiliu. O să da. Eu vă citesc ce scrie aici. Dar după aia vă explic eu de ce. Da, că eu știu de ce. Nu. Nu că nu vor fi, dar de ce nu. Proiectul de hotărâri supuse de domnul consilier Palcău Adrian, fac precizarea că a fost anunțat telefonic, precizarea că a fost anunțat telefonic să se prezinte la primăria Scoceni pentru a lămuri legalitatea acestor proiect. Nu s-a dat curs solicitării și acestea vor fi supuse dispuțiilor la articolul 7 la diverse din urmă de zi. Eu din ce am vorbit cu dânsul, spune că pe modelul de proiect de hotărâri care e pe alea 3, nu trebuie folosit sintagma partidului. Deci inițiativa din partea ta de consilier local al consilierului. Nu trebuie să... Deci asta e singura chestie care mi-a spus că de-aia nu poate, de-aia că și chema cred. Pentru singur, eu ți-am spus ce mi-a zis mie, că l-am întrebat, băi, că m-a întrebat Palcău pe mine, deci nu, și el mi-a spus că din cauza că nu este, nu e, era, nu e voie să folosești. Da, s-a acoperit cu bandă corectă, inițial... nu mă deranja, i-am și spus telefonic, nu mă deranjează, așa am spus. Asta, abia zis, asta spun. Îl trageți la răspundere la ședința viitoare. Păcați, spune despre ce este vorba. Un proiect era cu interdicerea staționării mijloacelor gabaritice pe drumul de la strictul de drumul și podul până la cruce, să nu mai încurcăm circulația. Ați văzut ce au făcut? Și că nu numai acolo, de cum mai sunt și alte drumuri. Deci, da, am avut aici cu parcarea, tot la fel, rutinului de parcare, mi-au dat deci tot așa, de ce parchează. Dar să spunem... Ne chinuim de 3 ani ca să interzicem acolo. Ne-a zis că ne trebuie un cadru legal. L-am depus. Văd că, cum a zis domnul Cernat, domnul secretar, cu domnul secretar. Nu știu ce este o comisie care le paralizează. Nu, este o comisie. Știu că mereu mi se cerea aprobați cu 10, adoptați cu 10. Nu a trebuit dați voi. Apoi să mă scuzați că foarte bine, nu cred că ar mai putea cineva. În condițiile în care în 30 de zile nu poți să depui unul din 3 proiecte. Unul. Eu n-am zis toate 3. Unul. Nu? Al doilea proiect era cu reducerea de 50% a impozitului pentru cei care își achiziționează panouri fotovoltaice, în condițiile în care și-ar achiziționa cineva. Dacă vine să-și ceară bani, dacă nu. Am considerat că era bine omul dacă tot faci un efort financiar. Dacă am o bani ca să-și pună panouri, nu-i de asta este legea. Dar asta este lege. E important deci să sprijinim... Nu e bine să sprijinim ca să-i spui generului. Și al treilea era cel cu pași fotovoltaic care a zis dumneavoastră din noiembrie când vine o firmă, n-a mai venit, am zis să pun un proiect. Dar așteptăm de la domeniul statului, că nu mi-a trimis nici acum de la București, că așteptăm un document de la domeniul statului, că pe noi nu mai implică nimic financiar. Doar procedurile care se fac pe partea agricolă, pe fond funcțional. Noi nu mai avem treabă, dar nu am primit documentul. Crezi că eu nu sunt interesat să... Cel mai interesat. Cu domnul secretar nu-i interesat. Dacă nu, o depus, o depus, o depus Roxana cu Claudia din nu știu cât timp. Așteptăm documentul. Nu mai depinde de mine. Când am documentul, dăm noi. Prima o întrebare. Spuneți. S-a amendat cumva gabariticile de pe drumurile publice, comunale, nu cu publici, comunale? Sau au fost o discuție că au venit cu 2 persoane de la Grigoreni și au zis că au fost amenințate de primărie, că li se dă amendă, că
Dacă nu a fost aprobat... Dar e tocmai asta, e tocmai asta. Nu este adevărat nimic. Este, Toni, acum știți foarte bine. Poate a fost poliția, poate a fost cineva, dar nu știu de ce, sper să spun. Dar ține minte că regulamentul ăla, care l-am aprobat noi, nu vorbim de drumul național, că nu gestionăm noi, știți foarte bine. Deci este un, în regulament, sunt și obligații ale omului și îndatoriri și ale primării. Și staționarea pe termen îndelungat a unei mașini sau un pe islas sau pe drumuri sau să stai cu balast cu 7 luni de zile în fața porții să structurezi drumul, nu prea e voie. Posibil să fi trecut poliția, dar nu, nu am cunoștință de chestia asta. Înțeleg. Domnul Falcău, ați terminat? Nu. Mai am. Continuați, vă rog. Domnule primar, ați primit o cerere în data de 17.05 de la subsemnatul Ivan Dorelu. Are niște, puncte prin care vă cere ceva. V-aș ruga să ne explicați, exact așa mi-a zis, dacă în mandatul dumneavoastră se pot îndeplini aceste lucruri, dacă nu, să știe adio. Doar ca să audă și cei care ne privesc sau care se vor uita. Era vorba de, e vorba de un pom de ron care o să se pună, știți că sunt, când se golesc, o să se... Mă rugați să-i dați exact și termenul, adică o lună, două, o zi, trei zile, trei ore. Domnul Falcău, deci, explicați-ne și nouă, acum, eu personal nu știu. Da, e vorba de terenul de fotbal pentru desfășurarea de activități sportive, au fost Dorel la mine, dormi și Verișor. Da, așa. La Florești, la Florești. Da, da, da. Și vor un tomberon, vor mai multe chestii, dar toate... Noi vrem aceeași chestie la Grigore, să știți, tot un tomberon vrem. Da, domnul doar vrea să știi în cât timp și dacă s-ar soluționa aceste probleme. Dacă nu se fie făcut un proiect prin care se înființăm o asociație sportivă... Asociație sportivă, uitați că domnul Cifre știe foarte bine. O venit, eu sunt deschis, am discutat de acum 3 luni de zile pentru asociația sportivă, l-a chemat pe Ionuț, o stat de vorbă cu secretarul, o venit cu o propunere Ionuț cu denumirea echipei. Și tot la fel, au rămas ca să, secretarul a spus conform legii, că se ocupe el să înființeze asociația, că nu costă marea cu Sara. Și au zis că, au zis, ascultați-mă ce vă spun. Nu, domnul secretar, se ocupă de înființarea asociației, sau? Da, ascultați-mă ce vă zic. Eu cerut, eu mai cerut două denumiri. Eu nu știu, sunt așa, încă două denumiri. I le-ai dat? Ile-ai dat de numele? Ile-ai dat? Dacă vrei... Păi nu, dar spune-mi, domnul secretar. Eu n-am nicio problemă. Lui nu-i mai prinde pe noi, vă zic, garantat, nu mai... El poate trebuie să scrisoare prin porubil și l-o fi... Deci chestia, eu de atunci am spus, domnul, să nu vin în pace, că o rezolvă. Așa domnul secretar s-a angajat că o rezolvă, i-a spus... Dacă îi face doamna Valeria sau doamna Alinaru... I-a zis lui Ionuț, măi, Narcisa, lasă-mă să vorbesc. Da. Eu nu am băgat să chimie. Da, scuze. I-a zis lui Ionuț că se rezolvă, se mai vine cu două denumiri, că așa-i cere... De pe... O lună. Na, eu spun, răspunde. Puteți să-mi răspundeți pe puncte ca și domnul se edifice dacă se va uita la ședință? Deci, amplasarea unui container de gunoi. Se poate amplasa acolo? Da, nu se poate. Da, în cât timp? Păi când vreți. Să se golească. Mâine de unii, dar... 1-7 zile, da? Se știu ce trebuie să este o organizare pe teren. Până duminică. Ok, 1-7 zile. Ar trebui, da, avem unul bun. Ar trebui unul bun. Unii s-ar avea de acolo. Luăm unul din fundul statului care l-am dus la frate și ceva de acolo. Este cea mai bună idee. Până ai din fundul satului și îl pui azi, nu mai stai la distanță. Primar, a fost un tomberon când a fost la mine la... Și unde? Este acolo în curte... Uita, uitați, ca să fie mai aproape. De la Boțan și... Buldo unde? Imediat. Este acolo, s-a identificat. Astăzi. Ăla e de acolo și a fost la teren. Tot ce se registrează. Este și conducerea ce ordonează în prest. Ca să-l ridice săptămânal... Asta vorbesc eu. Vorbesc eu. Nu sunt impediment. Aici vorbesc eu să le. Continuați. Punctul 2. Înființarea unei echipe de fotbal sub orice formă, club, asociație sportivă... S-am dat răspunsul mai înainte. Depinde de secretar, nu depinde de mine. Niciodată. Nu, eu ți-am spus că... Dacă îmi permiteți, poți să vă explic ce înseamnă să înființați o asociație. Da, chiar. O asociație se înființează din mai mulți membri, da? Da. Trebuie să fie 3 membri minim, da? Așa, membrii respectiv, câți juridici, câți fizici, câți, trebuie să meargă să-și dea declarații la notariat, să redacteze cineva actul constitutiv, să îndocumentească dosarul și să-l înainteze la instanță. Și instanța se pronunță prin încheiere asupra acestor documente. Și abia atunci ea ființă asociația. Păi, nu este... Ce vreau să vă întreb, poate primăria să facă acest lucru sau nu? Da? Normal. Deci, poate. Normal. Secretar că...
Depinde sub ce formă sub vreți ce să înființați. Dacă vreți să înființați ca asociație sportivă, vreți să înființați ca un ONG. Bă, dar un club așa, mai club, nu? Club. Club sportiv, nu? Nu când adică te duci prin club sportiv, primăria o înființează, dar trebuie să vă gândesc că și cineva de la primărie va trebui să se ocupe de problema asta. Și atunci ar veni o persoană în plus care se ocupe de chestia asta. Practic e societate, funcționează ca o societate comercială. Da? Nu ești part-time acolo. Te duci și ai niște bani, ai niște venituri, ai niște cheltuieli, ai niște achiziții. Sunt primării, trebuie să fie o persoană care să aibă cunoștinții minime de contabilitate, ca să spun așa, și de administrare, care să se ocupe de ea. Trebuie să așa, nu înființați, înființați, dar... Nu suntem. Păi primul pas, dar veniți cu o schemă. Domnule, ăștia vrem, ăștia vorbim, ăștia sunt. Atunci... Dar și exemplu, ce plăie undeva, știți undeva... Așa schemă, e simplă schemă. Sunt comunii care au așa ceva. Sunt comunii lângă noi care au așa ceva. Nu au separat, nu au nimic, nu au... Noi am făcut-o prin primărie să fie o comunie scoțeană. Au bereci, au costuri. Iau, dar au persoane care se ocupă de așa ceva și sunt dedicate și dedică să iei. Băi, care sunt să vină și să facem. Eu sunt de acord să facem. Persoane sunt. Noi suficient să spunem. Noi suficient să spunem. Și ăla care dorește. Noi suficient să vină să spună că vreau. Trebuie să-și muncească pentru ceea ce vrea. Și să ne punem cu să vă zic o treabă. Dacă e să facem așa că e greu și e greu și e greu. E greu, domnule. Noi puteam să o facem ca idee. Noi am vrut să o facem băieți, tinerii, adică noi. Toți tinerii am vrut să facem, să punem, să ne adunăm să facem. Acum să facem pe comuna scoțeană. Da? Pe toată comuna. Să joace, din Scoțeni, să joace, din Grigore, să fie o echipă comună. Că noi am putea să facem. Da, costul intern total e 5.000 de lei. Ca să o înființez, nu prin secretar, nu prin... Domnule, costul ca să o înființez, nu te costă 5.000 de lei, dar te costă 500 de lei. Nu, 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 e adevărat. E, a fost ceva un avocat și așa. Eu zic eu că... Vă spun că am înființat un 7 până acum, da? Ca să înțelegi. Domnul George, și eu am fost... Vă ajut să o înființați și pe dumneavoastră, dacă vreți. Dar nu pe a mea. Că nu e vorba de a mea aici. Că eu dacă am făcut ceva, n-am făcut, nu m-am afirmat nicăieri. Eu fac sau nu. Vă ofer suportul, da. Da, fără 5.000 de lei. Eu nu zic așa. Cost. Plătiți doar taxele care trebuie să le plătiți la urmă. Domnul George, vreau să sunteți ca persoană fizică și cu o primărie, cu jurist, nu poate. Nu înțeleg. Sunt taxele care sunt de plătit. Nu înțeleg. Dar și postul mi-a zis undeva la 5.000. Nu sunt, domnule. O echipă de fotbal soții într-un an de campionat, o echipă mare și cu o echipă de juniori, 25.000 de lei pe an. În care intră arbitrii, care joci, când joci acasă și trebuie femeie în servici. Dar nu-i ce spui 25.000 de lei? Scuze-mă, cu 25.000 de lei îi aruncăm pe niște balaturi care... Și vă ajut să nu ființați dacă vreți, înțelegi? Nu trebuie că vreți pe persoană fizică. Dar dacă poate mă mă să-și poate așa, pe persoană din primărie, eu nu pot să vă ajut. Sunt ședințe de consiliu. Ați înțeles, domnul Patrul. Da. Mai vreau o fizică, dacă vreți să un container, se poate pentru să schimbi copiii acolo, dacă vin la fotbal, un container. A, să luci! Nu, 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 un container. Un fel de vestia. Un modul. Un modul. Dar așa ajungem prea departe. În măsura asta ar trebui aplicat... Eu sunt de acord, dar știi ce trebuie să se facă? Eu vreau și la varianta B și cred că nu greșesc, domnul George, ce spune. Știți ce implică ca să omologhez terenul ăla? Nu implică... E explicație, chiar nu spune nimic. Spuneți în altul, după aia vă zic eu. Scoaterea din circuit adică. Asta e greu? Da, noi acum, dacă mă uit acum la, în luna 11, da? Pe 16-11 s-a făcut evaluarea. Da, da, băieți, vă-ți fac echipa acum. Acum noi jucăm, îi folosim din teren. Câte sunt la zare primărie? Poftim? Câte sunt la zare primărie? Băi, animătate, dar trebuie să fie acolo legea, nu eu. Și așa nu avem animarea. Tu trebuie să înțelegi. Da, dar de 16-11 s-a făcut evaluarea la Pășunii, care niciunul din noi nu știm, în vederea concesionării. Știați? Poate pentru proiectul ăla cu fotovoltaic. Este făcut sau nu este? Este făcut. În noiembrie? Da. Am trecut? Da. Terenul din fotbal l-am măsurat, dar evaluarea este făcută pentru terenul celălalt. Care spui tu, în vederea concesionării. Da. Cine are concesionat terenul de... Să fac o evaluare ca să știi ce să duce. Doamna, nu ce știu. Doamna mie să o știu, bă, eu omul. Și să știu eu drepturile așa, nu-s Dumnezeu, eu să știu. Dar nici unul. Interesați, nu-i interesați. Dar nu mă interesați, nu-i interesați, da? Ca fapt de veri. Pentru lucrări de interes național,
Deci cum sunt panouri fotovoltaice, se poate scoate, dar tot cu ordine, ministrul din circuitul agricol. Dar pentru astea mici este foarte stufoasă treaba. Nu că nu se vrea, e foarte stufoasă. Domnul președinte. Domnul primar, am și eu să scriu și eu la prezentare. Domnul primar, cum aveți deja... Domnul primar, cum aveți? Nu, mulțumesc. Spuneți, domnule. Am avut și noi discuții în ședința trecută, domnul primar, mi-a spus, ați fost referitor la banii către cutii. Nu știu dacă s-a rezolvat problema, dumneavoastră ați luat la cunoștință de cereri depuse. Știți cumva, solicitarea care a fost făcută, s-au virat banii în... Banii sunt alocați prin hotărârea Consiliului Local de dumneavoastră pentru repartizat cu la stabilit către cele trei biserici. Cum ați spus de ulterior? Nu știu, n-am semnat niciun ordin de plată. N-am semnat niciun ordin de plată. Nu am semnat, deci nu s-au alocat nimic. Dar cererii sunt depuși, știți ceva, de cererii sunt depuși pentru sume de bani, pentru care... Pentru capela de la Scorțeni. Păi dar nu îi prins în buget, nu îi prins în buget. Am treabă cu banii din buget. Vă spun dacă cererea depusă că au solicitat suma de bani pentru material. Aveți să... O adresă către dumneavoastră care îi solicită. Nu, la fie dată, îi solicită suma de bani. O fi sigur. Dacă e tot la nivelul ăla, da? Aici vreau să vreau că au fost discuții așa și nu știu dacă... Mă informez și eu dacă nu am vorbit. Vă sunt telefon, să vă Da, vreau să mai întreb pentru pubelii. Sunt foarte mulți cetățeni care n-au pubelii. Să vină toți să facă cereri cu CNP-ul. Eu dacă n-am, am 4 cereri până acum de pus. Cel puțin 20. Cel puțin 20. Eu am așteptat 2 ani de zile de am adus 60 de astea. Deci trebuie să vii fără CNP, fără asta. Fără cereri nu. Cereri, toată lumea se facă cereri care vrea. Trebuie făcut o științare ca să știe lumea despre ce este vorba. Eu le-am zis la... Păi nu le-am zis. Trebuie să ne zici noi consilierilor, trebuie să ne interesăm, să ne ducem când vine omul și cere un tomberon, trebuie să zicem, uite, ia cererea asta, niște hârtii și poate... Nu ia, ce o faci de mână? Cererea ar trebui făcută de mână cu CNP-ul, domnule, și de unde este? Doamna Vici, niște hârtii, un stat de făcut o cerere, se poate concepe în primărie, în care omul vine și trece numele... Și o completează, o dă și... Lăsați că o să fac eu. Păi, ne împedecăm în două hârtii pentru să dăm un tot. Dar oamenii au venit, cine mai venit anul trecut? Ce să mai zice de asfaltare de făcut ușoară? Au venit cineva și a zis că nu mai făcut ce așa toate. Ce e lipsă în familie? Ce e lipsă? Ce vreau să vă mai întreb? La terenul de fotbal la Floreșca, nu s-a luat discuția acolo. La banii, suma alocată, s-a făcut recepții cumva. Să știi exact materialele care s-au dus, s-au recepționat, s-a dat. Achiziția conform facturii la materiale, doar recepția este făcută doar la manoveră. La manoveră. S-a luat în epată. Deci prima oară s-a luat materiale când s-a luat și pentru Grigoreni, știi, Georgi, și acum s-a făcut manoveră. Și s-a mai pus ciment, stâlpii. Mai multe lucruri acolo. Da, nu știu, am întrebat și eu că fac. Știu că la Scorțeni nu este și nu s-a... A alocat nicio sumă de bani pentru Scorțeni, nu știu dacă la Scorțeni nu ați să... Domnul Zanțescu, băi, Antonio, consilierii de la Floreștiu sunt mai bătăioși și de la Grigoreni, la Scorțeni nu sunteți bătăioși, nu vreau să aveți nevoie. Băi, cer scuze, au venit firma de consultanță cu POC-ul, ca să meargă pe teren să vorbească cu oamenii pentru proiectul la programul operațional cu capital uman, care a semnat un contract și mă așteaptă de la București. Dacă aș vrea să primar, ce să mai... Ce spus? Aveți voi? Nu, particular. Deci dacă nu mai sunt întrebări... Eu aș fi avut cu iluminatul, dacă s-au terminat lămpile de montat, lămpile care s-au dat jos, principalul... Să ne magazin la doamna Vice și o să se mai înlocuiască. Am locuit pe la Bordănești... Bordănești nu avea nimic. Piatra, domnul primar, să vină piatra să înfundăm găurile. Asfaltul, domnul primar, până la asfalt. Până la asfalt. Ultima comună am rămas. Până la asfalt să vină piatra.